Celor ce trudesc la această televiziune doresc ca Dumnezeu să le ajute în truda și în munca lor și să dea Dumnezeu să poată aduce în casele credincioșilor, a celor care îi urmăresc, să aducă cât mai multe vești bune. Cât mai multe vești bune. Aceasta ar fi cel mai important lucru. Însă, sunt convins că în viață și în societate nu se petrec doar lucruri bune, ci sunt și alte ispite și necazuri și este bine ca poporul să știe, ca să se păzească de anumite lucruri care nu sunt în favoarea vieții lui. De asemenea, cu ocazia praznicului, doresc tuturor urmăritorilor acestui post multă sănătate, pace și liniște în familiile lor, în inimile lor, în țara aceasta. Și iarăși vă spun, bucurați-vă în Domnul în această zi de mare praznic a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat! Sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, numită în popor și Paștile, este fără îndoială cel mai important praznic al bisericii noastre drept măritoare. Prin învierea Domnului sărbătorim de fapt și învierea noastră. Prin învierea Domnului, viața noastră are un sens. Prin învierea Domnului, avem certitudinea că nu am fost părăsiți în acest univers creat de Dumnezeu, ci noi, fiii Săi, ne bucurăm la rândul nostru de darul învierii și de viața veșnică. Ținând seama de aceste aspecte minunate, la această sfântă sărbătoare îndreptăm un gând frumos și de suflet către toți dreptmăritorii creștini din Arhiepiscopia Timișoarei, din orașul nostru și din județul nostru, rugând pe Hristos Domnul, cel înviat a treia zi din morți, să reverse peste toți și peste toate harul și darurile sale cele bogate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să petrecem această sfântă sărbătoare în lumina învierii Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, cu bucurie în suflete, împreună cu cei dragi ai noștri, cu familia noastră, cu comunitatea din care facem parte și cu toți cei care cinstesc în aceste zile minunatul praznic al învierii din morți a Fiului lui Dumnezeu. Sărbători binecuvântate, Hristos a înviat! Dragi timișoreni, dragi telespectatori, în aceste zile în care celebrăm imposibilul aparent, victoria vieții asupra morții, vă doresc clipe de liniște și bucurie în comunitate. În această sărbătoare a Paștelui ne adunăm ca o comunitate diversă pentru a celebra nu doar bucuria și speranța, ci și bogăția diversității noastre. Un loc în care fiecare contribuim la o Timișoara prosperă, inovativă și creativă. În Timișoara, binele și respectul au învins de multe ori, chiar atunci când părea imposibil. Vă mulțumesc în numele orașului pentru contribuția dumneavoastră la o
comunitate care mereu caută lumina, nu întunericul. Sărbători pascale pline de bucurie și lumină, vă urez. Hristos a înviat! Dragi timișeni, de Paști, fiecare dintre noi alegem să ne refugiem în sânul familiei, alături de prieteni, alături de persoanele pe care le îndrăgim, și acest spirit de comuniune trebuie să-l păstrăm în suflet și după ce aceste sărbători se vor fi terminat. Pentru restul anului, în care vom trece și prin momente mai grele, la fel cum vom trece și prin momente bucuroase pe care trebuie să le împărtășim cu cei dragi. Fie ca aceste zile de adâncă comuniune și de regăsire personală să fie baza pentru un an excelent pe plan profesional și personal. Hristos a înviat, sărbători fericite! Dragi timișoreni, este o perioadă de odihnă bine meritată pentru toți cei care își doresc timpul lor pentru a-și construi o viață mai bună, o comunitate mai bună, o Timișoara mai bună. Luați-vă timp pentru voi, să vă încărcați cu energie, să vă reînnoiți, să continuați să mergeți înainte. Vă doresc un Paște fericit, plin de sănătate și prosperitate, alături de familiile voastre. Hristos a înviat! Sunt senatorul USR Raul Trifan și vă urez un Paște fericit. Să aveți o vacanță minunată alături de cei dragi, în tihnă și înțelegere. Sărbători fericite! Cu ocazia sărbătorilor pascale, aș vrea să urez tuturor locuitorilor orașului Sfânt Nicolae Mare, dar nu numai, tuturor românilor care sărbătoresc Paștele, să aibă parte de sărbători frumoase, sărbători liniștite alături de cei dragi și Hristos a înviat! Thank you.
Dragi locuitori din Ceacova, Obat, Cebza, Petroman și Macedonia, vă urez multă sănătate, pace și liniște sufletească cu ocazia sărbătorilor pascale, iar învierea Domnului nostru Iisus Hristos să ne facă mai buni, mai iertători. Cu ocazia sărbătorilor pascale, urez tuturor locuitorilor comunei Șac liniște în suflet, multă sănătate și sărbători binecuvântate. Un Paște fericit tuturor!